Este momentul de lectură și poate că în această perioadă ar trebui să citim mai mult ca să avem gândurile duse în altă parte. Iar lângă noi, desigur că este domnul Vitalian Răileanu, cel care vine cu noi recomandări. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Multă sănătate vă urăm noi de aici, din studio. Dragi prieteni, cartea pe care vreau să vă recomand astăzi, probabil că va fi una care va completa ziua și este intitulată Religia Dragostei. Povești de dragoste ale oamenilor celebri. Semnat de Dumitru Mircea, un fost coleg de-al nostru, care a fost mai mulți ani comentator în compania Teleradio Moldova și ne-a oferit cărți care tot timpul ne-au surprins. Debutul său reușit, pe care l-a făcut în anul 2005, cu câteva elemente din biografia lui Mihai Venescu, chiar a surprins. Iar un alt volum, Umbre și Lumi, și Lumini, din viața oamenilor celebre, este chiar excelent. Și, drept continuare, iată acest volum, acest îndemn de a fi mereu în preajma religiei dragostei, semnate de Dumitru Mircea, de la sine deja este o predilecție spre lectură, fiindcă aici veți găsi istorii marcante care țin de persoanele celebre ale contemporanității. Prefățatorul, deci autorul, vine și spune că dragostea, în afară de a fi un elixir, este și o mare tentă de a ne recunoaște. Însă, trebuie să zicem, prima carte de dragoste rămâne a fi Biblia, deoarece oamenii de aici au învățat a iubi și a fi surprinși. Dar eu vreau numai să reușesc să trec acum în reviste despre ce personalități autorul a încercat să vă vorbească. Dacă este vorba, atunci să țineți cont de la Cezar, marele, deci împărat al Romei, fără îndoială Ștefan cel Mare. Vorbim de cum iubeau ei. Sigur, deci sunt niște istorii adevărate, smulse din enciclopedii și din istorie. Byron, acel idol al femeilor, și apoi urmează Salvador Dalí, un geniu al picturii. Acest nebun dulce, pe cum i-a zis Gala, atunci când oferea un interviu, spunea că este și divinul Dalí. Vom fi surprinși și unele detalii care țin de sentimentul nobil pe care l-a manifestat Eminescu față de Veronica Micle. Și multe istorii. Eu, dragi prieteni, făcându-vă această invitație, vreau să vă zic că e o carte care va fi recitită din considerentele că o religie rămâne a fi o religie și o noblețe, iar religia dragostei, de fiecare dată, pe noi ne înnobilează. Este foarte intrigant, pentru că probabil multă lume s-a întrebat cum a iubit Cezar sau cum a iubit Ștefan. Sau, bine, dacă e să vorbim Salvator Dalí, eu chiar și mă așteptam, o nebunie în dragoste. Sigur, deci iată de unde e și zic această formulă pe care o obține cartea și este o invitație să fiți mereu în preajma cărților bune, deoarece noi, precum zicem de fiecare dată, devenim cărțile pe care le citim. Dar, apropo, vreau să vă întreb dacă sunt și din personalitățile moderne, vorbim contemporane, de după 2000, sau personalități care sunt mai încoace. Pe bine, dacă despre Claudia Schiffer sau, deci, nu ne amănunte, Marilyn Monroe, deci, și uitați-vă, deci, personalități de asta și spuneam, o carte care o să ne facă să rămânem în preajma ei, fiindcă autorul a reușit să pună pe tapet un volum pe care nu l-am avut în acest spațiu cultural românesc. Am să vă rog să o arătăm și spre cameră, ca să vadă cu toții cum arată această carte, pentru a fi mai simplu de a fi identificată în momentul în care doriți să o aveți la dumneavoastră în bibliotecă și în momentul în care doriți să vă împărtășiți cu poveștile de iubire ale marilor personalități, pentru că până la urmă, repetăm, toți suntem la fel, toți avem cam aceleași stări și emoții și umane. Poftim? Stări umane. Exact, stări umane, pentru că dacă e prinț, rege, dacă e conducător, nu înseamnă că trăiește total altceva. Noi vă mulțumim mult că ați venit în această dimineață. Din păcate, n-am avut foarte mult timp pentru a dezvolta subiectele mai detaliat și pentru a vedea și celelalte lucruri care sunt aici pe masă. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, pentru că fiecare miercuri noi deja suntem obișnuiți că venim aici, venim cu recomandări de carte.